saltare pentru ziua de duminică din Italia, întâi Napoli cu Spal în campionat. Napoli stă foarte bine pe locul 6, la 6 puncte față de AS Roma, distanță ceva, dar mai sunt vreo 10 etape, salvez, să caută să ia locul 5 care duce direct. Locul 4, Atalanta, 54 de puncte la 12 puncte distanță, cam greu, mai ales că Atalanta joacă foarte bine. Spal tocmai a pierdut acum din nou 0-1, înainte pierdut din nou foarte multe meciuri, vedem de pe locul 19, la 7 puncte față de Lecce, 8 puncte față de Genoa, prima deasupra liniei retrogradării. Napoli aici va trebui să controleze jocul ăsta, poate un 2-1, 1-0, nu e exclus să vedem și un meci de slăsrag, nici Napoli nu are obiectivul lor să prindă locul 5, nu e așa extraordinar și pentru ei. S-ar putea să mai vedem meciuri dubioase de la Napoli în sezonul ăsta. Aș pune Napoli marchează 1-3 goluri. Napoli cotă 1-30. În Champions League încă mai sunt acolo, deci asta va fi un cel pentru că se mai joacă Champions League acum la finalul lunii iulie. Se va relua meciurile din Champions League. Atalanta pe locul 4, echipă extrem de puternică, extrem de ofensivă, are un stil de joc fascinant. În ultimul meci, meciul cu Lazio, deși au fost conduși cu 2-0, au reușit să își adune forțele și să revină, câștigând cu 3-2. Atalanta cu Udinese, acum Atalanta pe 4, are șanse bun cel se apropie de locul 3, să-i depășească pe cei de la Inter, care n-au arătat deloc bine cu Sassuolo, închind la egalitate 3-3. Nu poate să facă mare lucru aici cu Atalanta, diferența de valoare este destul de clară. În ultimele 4 din tur, 7-1 a fost meciul din tur, a fost ceva incredibil. Atalanta a mai văzut 2-0, 3-1, 2-6 goluri la cotă de 1-19. Leicester cu Chelsea a mers extrem de bine aceste două meciuri de campionat, a reușit să bată 2-1 la Aston Villa. Pulisic, atacantul american, a marcat în acel meci. Apoi au bătut pe Manchester City, o victorie mare de tot. În mijlocul săptămânii a marcat din nou Pulisic, a marcat și Willian din penalti. Chelsea o echipă solidă, o echipă foarte ofensivă. Leicester a scăzut foarte mult în luna februarie și martie, era apoi acum de la revenire, nu a câștigat niciun meci, a făcut două egaluri. Leicester am văzut 1-1 cu Watford, 0-0 la Brighton. Deci Leicester nu mi inspiră deloc, așa care găsește ușor drumul spre gol. Pare o echipă care nu prea mai are motivație foarte multă, este pe locul 1, este pe locul 3 cu șanse. Deci în cupa amândouă s-ar putea să joace destul de serios, este încă un trofeu. Ea mai aici este că Chelsea este o echipă mai bună, am văzut și în meciul să vedem Chelsea 1-2 la cutul între șut. Basel cu Zion, Basel în Elveția, echipa care în prima etapă de la revenire a jucat foarte prost. Cum Basel joacă acasă cu Zion, Young Boys sunt pe primul loc în campionat și au jucat foarte bine. Sengalen era pe primul loc, Young Boys sunt acolo pe locul 2. Basel ar trebui să mai revină acum cu niște victorii. Eu zic că în meciul ăsta Basel aici ar trebui să marcheze 1 și 2 plus la cote de 1.28 între Basel și Zion. Spaniolul Real Madrid are o șansă mare de tot să se califice, să preia și fie clasamentului în La Liga. A avut evoluții foarte bune, a câștigat 3-1, 3-0, în ultima etapă a câștigat 2-0 cu Mallorca, a fost un meci mai închis unde Mallorca a căutat să se apere. Spaniolul cea mai slabă echipă. Meci în deplasare, poate și cei de la Real să întâmpine o echipă care să se bage foarte mult în apărare, să se pune pe două linii, dar victoria lui pentru Real ar fi extrem de importantă, nu cred că se vor duce pentru a marca extrem de multe goluri. Știe că Real Madrid învinge destul de clar, Levante a bătut 3-1, Betis Sevilla a bătut 1-0. Real Madrid marchează 1-3 goluri. În aceste 4-5 meciuri facem o cotă de 3,75. Mersi de atenție. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu viitoarele clipuri și vă urez baftă la pariuri.